mergem înainte și ia un duș rece. Dar se poate continuare să mergem înainte și gata, un meci că se pierde, se poate pierde, gata. Putem face o capă de țară. Să vă rog și a asumat responsabilitatea finală. Ma la Savonaro, cioè responsabile sono io in primo round, dopo che ok Cristi è uscito da questa situazione da Reina, questa situazione da ripeto, non è che non è un problema, perché è normale che noi ai c'era, ma è bene se abbiamo tolto tre punti, sì, asta mi sembra un match al due la ripresa, mi sembra che potevamo castigare. După care, repet, am dus în avantaj, după am schis și schimbat, ei au schimbat sistemul de joc și, sincer, în fața acolo am avut și situații mai clare decât în prima repriză când au jucat cu 3. După, au revenit bine, probabil i-a dat un impuls asta egalare și noi un pic ne-am dezechilibrat și am schimbat ceva, dar n-a fost cum ar trebui să fie. Asta e, ci mergem înainte, repet. Vom vedea miercuri, dacă asta ne-a adus cu piciorul pe pământ, acest duș rece, se întâmplă. E posibil ca subconștientul echipelor noastre, după 5 victorii consecutive, jucând cu o odașă a clasamentului care nu a avut nici 4 piese de bază, să fi fost așa o stare de relaxare? Nu, nu l-am văzut. Adică nici în prima repriză, așa cum a spus, m-a jucat la nivelul... Da, e adevărat, puteam juca mai bine în prima repriză, dar nu cred că au intrat relaxate, pentru că și la pauză nu e că am spus nimic de extraordinar, deși echipa a început bine. E normal că ar trebui să facem și asta de la început meciul. Dar, nu știu, subconștientul uneori lucrez și nu e ușor să stai, dar toată săptămâna am stat acolo să încercăm să, no, să îi motivăm, să avem ambiția asta de a castiga, nu pentru că era Iașu, pentru că Iașu a arătat că echipa bună, repet, aveam frică de acest match și asta, așa s-a întâmplat. Dar au fost episodi și plecam cu 0 puncte. Mergem înainte, trebuie să avem capul sus și fără să facem o tragedie, eu zic. Și chiar dacă acolo tot e amplificat, tot e o înfrângere, normale că la Rapid se simte presiune, dar nu e asta che ne-a deranjat astăzi. Are Rapidul continuare forța de a se bate pentru tine? Da, are forța de a ajunge în prime tre locuri, asta e cariera obiettivo, după se schimba repede, după o săptămână, după două pierzi, nu ai forță, recastigi, noi castigam tre meciuri la rând acum de la meciul Guta, castigam tre meciuri și revenim. Asta e, dacă vei să înțeleg ce s-a întâmplat bine, adică cred eu că putem să revenim și să luptăm. Cum a fost revenirea la Iași după atâția ani? După atâția ani a fost frumos, sincer. Eu aici am lăsat, cred, o amintire bună și am amintire frumoasă despre perioada că am stat aici în 2008. Și 9, da. Am venit în ianuarie 2009 după și ne-am salvat de la drogadare, am văzut că și suporterii m-au aplaudat și asta m-am bucurat, dar și altă dată am venit aici cu altă echipă, mă adică în minte dacă era voluntari sau, și tot m-au aplaudat și asta înseamnă că ai făcut un lucru bun. Eu sunt... Da, și eu am... adică... Am amintire frumoasă despre Iași, nu pot să spun nimic, numai lucruri pozitive. Concluzii, chiar nu ați văzut cu toții, a fost o seară minunată, un public care ne-a susținut, un stadion arhiplin, atmosferă de joc, așa cum a mai fost de când sunt eu la Iași și cu alte ocazii și echipa a făcut rezultate bune. Sigur, în primul rând vreau să-mi felicit băieții pentru că au făcut o partidă de luptă extraordinară. Au fost motivați. Toată săptămâna am încercat să-i fac să înțeleagă că încrederea pe care eu le-o dau trebuie și ei să o aibă în forțele proprii și să dovedi până la urmă că
am reușit să învingem o echipă care era pe val, o echipă bună, cu jucători valoroși, dar în seara asta am fost mai inspirați și mai norocoși, nu ca altă dată. Da, am încercat să fiu foarte... i-am lăsat prima oară să-și tragă sufletul, nu vreau să vorbească nimeni câteva minute, după care am corectat câteva lucruri din prima repriză și apoi, cu toate că a fost surprinzător pentru tot grupul, am schimbat capitanul de echipă, am schimbat sistemul de joc. Am simțit că nu putem avea forță în atac. Și din acea linie care am vrut să fie foarte sigură, pentru că știam că sunt atacanți valoroși și închidem mai bine cu trei apărători centrali care mult mai bine se pot dubla între ei, am mizat pe prima repriză să nu primim gol și sigur, când am văzut că, știu eu, se poate mai mult pentru atac, am încercat mai mult pentru atac. E adevărat, ne-a și ieșit. Până la urmă, cred că comparativ cu alte jocuri, schimbările au făcut diferența, pentru că toți jucătorii intrați în teren și-au adus aportul, de la primul până la ultimul. Ca să nu mai vorbesc de Alin Roman, probabil a fost așa o răbufnire a lui, nu știu dacă de orgoliu sau altfel, pentru că după ce a stat accidentat aproape 2 luni de zile, a intrat și a marcat. I-am și spus, Aline, nu vreau de la tine să alegi foarte mult, vreau să stai în preajma careului, iar când ai prima minge să o cadrezi, pentru că este un jucător cu execuții rapide și știam că dacă o să aibă o minge și o cadrează pe poartă, poate să aducă... Aia știu. Și astăzi, din păcate, m-am bucurat foarte tare la acel gol. V-am spus, acum am văzut, eu n-am văzut până acum acea fază. Consider în continuare că, nu știu, linia aia nu e ca să mă blămurească pe mine că a fost offside. Poate a fost. Dar acea linie nu mi-arată mie că a fost offside, pentru că nu e trasă paralelă cu linia de 16. Dar toți jucătorii intrat și Harrison a intrat foarte bine, și Alanzino a intrat foarte bine, și Cabran a intrat foarte bine, chiar și Jatoba a intrat foarte bine. Toți jucătorii care au venit de pe margine au venit cu acel plus de care aveam nevoie în atac. Pentru că la nivel defensiv, în prima repriză am stat foarte bine. Din păcate n-am avut forță deloc de atac. Și eu sunt un antrenor căruia îi place să câștige jocurile, nu să facă egal. La pauză, chiar dacă am fost nevoit să-l schimb pe Bordeanu și știu că nimănui nu-i convine când este schimbat, am spus, vreau să câștigăm băieți și trebuie să facem mai mult pentru atac. S-a dovedit că am avut, bine, am avut și dreptate, dar fără ei nu poți să faci nimic. Nu a fost riscat, totuși. A fost riscat. Ați jucat foarte bine defensiv. Defensiv am jucat foarte bine. Da, da. După pauză au avut de vreo 3-4 clar, ori. Clar, dar... Adică ați câștigat, dar puteați foarte bine să fie vreo... Recunosc, au fost câteva... 3-0 nu putea să fie, dar au fost câteva mingi care s-au plimbat pe acolo prin suprafața de pedeapsa noastră și trebuie să ai și șansă. Am mizat foarte mult pe șansă. Vă spun cinstit, nu poți să pierzi în minutul 92, să pierzi în minutul 94 și iar să pierzi tot așa toate meciurile. Am spus, trebuie să ni se arate și nouă. Acel gol egalizator ne-a arătat că astăzi cineva vrea. Astăzi cineva vrea. Respectiv cel de sus. S-a motivat cu echipa pentru că ați jucat cu o echipă care vrea titlul? Probabil. Probabil s-a motivat. Și aceasta a fost o motivație în plus, pentru că sunt jucători care, v-am spus, au nevoie de suportul publicului. Au nevoie de susținere, au nevoie de tribune pline, pentru că atunci, sigur, și știu eu, abnegația cu care ei se comportă pe teren este crescută. În momentul în care sunt tribunele goale, vă dați seama, parcă și ei nu mai au același aplomb. E victoria de care avem nevoie, așa? Sperăm că da. Trebuie să rămânem echilibrați. Din nou avem un program infernal, nu știu cine îl face, nu știu dacă... a pus ținta pe noi, pentru că este inadmisibil. Suntem cea mai defavorizată echipă vis-a-vis de program. Avem cea mai lungă deplasare la Craiova, exact marți ne-a pus meci acum, la 2 zile. După aia nici bine nu vii de la Craiova după un drum lung, obositor, cu 2 meciuri deja jucate în 4 zile și joci cu Dinamo. Deci eu cred că această programare, dacă ar fi făcută de la începutul campionatului, n-am avea nimic de zis. Dar în momentul în care ea se face cu 1 lună sau maxim 2 luni înainte sau 1 lună jumate, și s-a uitat probabil cineva, băi, unde joacă Iașul? La Craiova. Ăștia-s. Atunci punem intermediara. E greu, dar am spus. Vom găsi resurse,
victoria asta de moral sper să ne dea putere să jucăm și următoarele meciuri, pentru că în continuare avem 4 jucători accidentați. Nu știu câți dintre ei vor putea reintra. Ispas sigur nu va putea intra. Alin Roman a făcut astăzi un efort, dar nu poate să joace nici meciul următor pentru că ar fi prea mult pentru el. Silviu Lung probabil nu poate intra. Deci vă dați seama, rămânem cam cu 3 sau 4, să vedem la Buena care e situația, dacă poate să joace meciul următor. Da, ăștia avem, mai avem și tinerii noștri din Iași, în care eu cred foarte mult și probabil că le va veni și lor în cel mai scurt timp timpul să arate că s-au maturizat, că trebuie să joace cu sufletul și cu tot ce au mai bun pentru această echipă, pentru că nu trebuie să așteptăm să facă vreo 30 de ani ca să joace și ei pentru echipă. Vom vedea. Sperăm să avem, să nu avem parte de alte accidentări sau de alte surprize neplăcute și să aliniem un 11 cât mai competitiv la următorul joc. În niciun caz nu mergem în excursie. Nu mergem în excursie la Craiova, pentru că suntem în penurie de puncte. Avem multe, multe de făcut ca să putem fi mulțumiți. Are forța rapidă să facă această stație? Eu zic că da, pentru că mie acum să fac eu comentarii vis-a-vis de un singur meci, nu. Au câștigat 5 partide la rând, au jucători valoroși, e clar că tripleta de atac este foarte puternică, în plus au și jucătorii de pe margine care înlocuiesc pe cei 3 din atac la fel de valoroși la nivelul lor, pentru că Petrila, Funșo, Hasani, știu eu, care au mai fi pe acolo, cred că la fel sunt jucători foarte valoroși, care pot să facă în orice moment trecerea de la unul la altul. Meciul de astăzi, sigur că eu sunt absolut convins că și ultima etapă, dacă cu FCSB-ul am fi avut un 11 cât mai aproape de un 11 ideal, ar fi avut mult mai mari probleme. Să scoatem din context doar cele 2 penaltiuri ușor acordate și o să vedeți că în condițiile în care n-am avut efectiv cu cine să jucăm. Nu, este un campionat foarte echilibrat, oricine poate să bată pe oricine, așa cum am spus, asta s-a dovedit că se poate întâmpla lucrul ăsta, nu e doar pe hârtie. Deci, cred în continuare în băieții ăștia, cred că dacă va exista răbdare, Iașu merită să rămână, să aibă echipă în prima ligă. Și așa cum am spus, ambițiile mele sunt mult mai mari decât la a rămâne în prima ligă.